și bogată și generoasă, hai să ne oprim aici și să o facem și... faimoasă! Da, da, pentru asta e lipsit Teodora să ajungă artist! Da, da, sigur că da, înscrisă în stele, actriță de telenovele, nu! Ca tatăl fetelor! Tăticu? Cum? Liber cugetător! Hai să spunem doar așa! Dacă asta o să-și dorească să ajungă frumos, norocul n-o să-i lipsească. Mama i l-a dăruit, nici nu trebuie menit. Și ca mica mea ursită să se bucure de toate, un lucru îi doresc. Și acela e sănătate. Dar un lucru ați uitat din cele ce ați susținut. Care este surioară? Știu, știu. Să fie fericit. Asta nici nu se discută la câte i-am dăruit. Poate doar să-i numim, să mai fie și iubită. Da, să aibă băieți grămadă la ușă să-i stea la coadă. Nu, iubirea adevărată în viață va întâlni. Chip de băiat bun, care mult o va iubi. Și să aibă casă mare, cu piscină, cu parcare. Sănătate, bucurii și o mulțime de copii. Ei, sunt a făcut tot ce ziceți. Chiar și ce ea ursește. Însă eu vă spun ceva. Ceva, ceva de aici tot. Ce? Este un lucru pe astă lume de mulți foarte desutat și de stai să te gândești de puțin apreciat. Este darul fără de care nimic din ce am muțit n-ar avea nicio valoare. Este lucrul ce cu adevărat te transformă în om de seamă și te învață să trăiești. Iar minte el se cheamă. Ai dreptate, surioară, peste el am cam sărit. Și dacă am zis și de minte, ce rămâne de ursit? Ca tata va fi de isteață. Da, și ca el și ca nașul la fel de petrecăreață. Chiar viață lungă de rele, fie ferită, visele să-și împlinească. Eu atât am de ursit. Atunci hai la surioare, că atât a fost de spus. Teodora o să-și trăiască viața doar cu fruntea sus. Și pe ea să o ajute și nea și să-i trăiască! Să ne mai mulțumim.